Bună ziua tuturor! Bine ați venit în primul rând la evenimentul nostru de astăzi, eveniment intitulat Rethink Strategy. Vom vorbi despre finanțare, investiții, digitalizare și despre unul dintre cele mai interesante proiecte pentru firmele românești, cu impact atât în capitalizarea afacerilor, cât și în educarea acestora, nu în ultimul rând în creșterea notorietății lor, și o să vedeți despre ce este vorba. Proiectul despre care vă vorbesc este coordonat de către Bursa de Valori București și se numește cum altfel decât Made in Romania. În plus, vom discuta alte două subiecte care sunt prioritare zilele acestea, aș putea spune, și anume digitalizarea companiilor și atragerea de fonduri europene. Numele meu este Marius Filipaș, sunt antreprenor, consultant strategic în transformarea companiilor, unde altundeva decât către era digitală, cu o experiență de peste 25 de ani în top management, vânzări, marketing, operațiuni, product manager, management în companii locale și multinaționale. Îmi face o mare plăcere să vă prezint partenerii de discuție de astăzi, care sunt alături de mine, și o să încep cu Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al Bursii de Valori București. Radu, câteva cuvinte despre tine, te rog. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și vă bucur foarte mult că organizați acest eveniment în parteneriat cu noi. Despre mine, pe scurt, vin din sectorul financiar, istoric legat de piața de capital, sector bancar, Banca Transilvania, fost președinte al Asociației Administratorilor de Fonduri din România, actualmente membru al Boardului Asociației Administratorilor de Fonduri. Cam asta e discuția. Mulțumesc, Radu! Cu siguranță vom descoperi mai multe despre ceea ce faci și cum se întâmplă lucrurile la Bursa de Valori București când ne povestești despre programul Made in Romania. Mai departe o să o introduc pe Roxana Mircea, Managing Partner la Ray Finance Advisors. Bună, Roxana! Bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să povestim despre fonduri. Am peste 13 ani de experiență, sunt partener în companie, ocupăm locul 2 în România și ne bucură, dar ne și obligă acest rezultat să livrăm ceea ce promitem și trebuie să ne pregătim de o nouă perioadă programatică, noi fonduri europene și atunci acesta este scopul să informăm auditorii noștri despre ce linii de finanțare se pot accesa în următoarea perioadă. Mulțumesc frumos, Roxana! Cu siguranță vei avea foarte multe întrebări. Georgiana Dragomir, Managing Partner la Grapefruit. Bună, Georgiana, bine ai venit alături de noi. Bună dimineața tuturor invitaților. Sunt Georgiana, conduc Grapefruit, o agenție digitală care implementează proiecte și campanii digitale pentru clienții din România. Am o experiență de peste 14 ani în această industrie și datorită acestei experiențe aș putea spune că cele două cuvinte care mă definez sunt management și digital. Mulțumesc frumos, Georgiana! Și alături de noi este și Dumitru Ion, CEO Doing Business și Compass România. Bine ai venit, Dumitru, alături de noi! Bună dimineața! Mă bucur să fiu în panelul acestui eveniment. Conduc Compass și Doing Business din anul 1997, deci cu destul de multă experiență. După cum știți, noi suntem specializați în servicii de business development, oferind companiilor posibilitatea să-și dezvolte afacerile, cu focus în special pe zona de vânzări, marketing, PR și comunicare. Mulțumesc frumos, Dumitru! Și haideți să setăm puțin scena discuțiilor și de aceea vă propun să discutăm puțin despre ce înseamnă digitalizarea și de ce se vorbește atât de mult despre digitalizare. Evident, contextul pandemic actual a grăbit trecerea către digitalizare cu câțiva ani. Și o să plec de la un citat pe care l-a spus CEO Microsoft Satya Nadella acum 4 ani, și anume că orice companie o să devină o companie de software. De ce? Pentru că aplicațiile, procesele digitalizate, sistemele de analiză a datelor vor face sau ar trebui să facă parte din ADN-ul oricărei companii. Compania de consultanță McKinsey spune acum 4 ani de zile definea ca fiind 3 piloni principali pentru digitalizare care trebuie să fie îndepliniți de către orice companie. Primul pilon este legat de relația cu clienții. Cum poți să digitalizezi această relație cu clienții? Și aici vorbim despre atragerea clienților prin marketing digital, prin programe de tip Customer Relationship Management, prin care țin legătura înainte și după ce închid vânzarea, tranzacția cu clienții mei, și prin care pot să generez campanii digitale targetate pe diverse segmente de clienți. Vorbim de aplicații mobile, vorbim despre website-uri,
prin care monitorizez feedback-ul clienților mei, gradul lor de satisfacție, creind în spate în organizația pe care o conduc procese de îmbunătățire continuă a activității. Al doilea pilon pe care vreau să-l discut și pe care vreau să vi-l prezint este vis-a-vis de optimizarea operațiunilor. Întâlnim aici optimizări de procese cu metode de genul, vă dau un exemplu, Robot Process Automation. Este la modă unicornul românesc cu IPAT în direcția aceasta, prin care, de exemplu, facturile nu le mai introduc manual în contabilitate, ci automatizez tot acest proces. Sau putem vorbi, de exemplu, de senzori pe tot procesul de producție, acel IoT, Internet of Things, și monitorizez tot procesul de producție într-o întreprindere, și constant pot să văd dacă mă încadrez în parametrii definiți sau nu și să iau decizii care sunt importante pentru optimizarea costurilor. Mă pot uita în zona de resurse umane, în care să generez automat adeverințe pentru salariați sau, introducând inteligența artificială, de ce nu, să creez niște boți care pot răspunde întrebărilor celor mai frecvente. Iar lista, evident, poate continua. Partea operațională fiind una din zonele în care managementul actual poate să vadă cât mai rapid un return of investment prin introducerea digitalizării și o optimizare rapidă a afacerii. Al treilea pilon este un pilon adăugat suplimentar de către anumite companii față de pilonii aduși de către McKinsey și este cel de împuternicire a angajaților. Uneltele digitale pe care firmele de software le pun la dispoziția angajaților, de tipul comunicărilor, comunicatorului digital sau metodelor de partajare și lucru în comun pe documente, îi ajută pe angajați să crească gradul de colaborare între ei și să se încurajeze în abordarea și lucrul în comun pe proiect. Pot genera astfel mai ușor idei în companie și pot monitoriza progresul proiectelor mult mai facil. Al patrulea și ultimul pilon este cel de transformare a produselor. Produsele încep să fie din ce în ce mai mult, să aibă o componentă importantă de software. Haideți să luăm un exemplu și cred că e destul de popular, zona auto, unde vorbim din ce în ce mai mult de mașina inteligentă care reușește să ia decizii asistate pentru a spori siguranța noastră, de exemplu. Inteligența artificială ajută din ce în ce mai mult să crească importanța software-ului în produsele pe care le utilizăm și pentru că chiar nu mă pricep la zona asta de bucătărie, mi-a venit exemplul acesta de oala sub presiune, care s-a transformat în modernul multi-cooker legat la internet, care îmi cântărește cantitățile pe care trebuie să le adaug în diverse feluri de mâncare și îmi spune ce am desfăcut, transformându-mă până la urmă și pe mine într-un master chef. Despre lucrurile acestea, despre suportul pe care îl oferă firmelor programul Made in Romania, despre fondurile europene pentru digitalizare, despre înțelegerea fazei de maturitate digitală în care se află compania pe care o conduceți, despre ce avem de făcut în mod continuu ca să facem compania cât mai agilă, o să discutăm astăzi cu invitații mei. Pentru aceasta o să începem cu programul Made in Romania și o să-l rog pe Radu să ne povestească despre acest program, de ce acest program, care a fost ideea din spatele lui, necesitatea lui și cum funcționează. Radu, te rog! Bună dimineața, încă o dată. Mulțumesc tare mult pentru introducere. E o mică prezentare aici din partea noastră, Bursei de Valori București, în care ultima parte am dedicat-o programului Made in Romania. Înainte o să trecem puțin prin ceea ce facem noi, cum arată contextul, care a fost evoluția din ultimii ani și sigur după aceea o să intrăm în câteva detalii legate de proiectul Made in Romania. Pe scurt, legat de ce se întâmplă în ultimii ani, sigur știm cu toții că contextul în care trecem, contextul global care a început odată cu criza din 2007-2008, a continuat cu pandemia care s-a declanșat anul trecut, a generat răspunsuri masive din partea guvernelor, din partea băncilor centrale și răspunsurile acestea s-au concretizat în principal prin injecții masive de lichiditate în piață, concomitent cu o reducere a ratelor dobânzilor. Deci practic cu un proces prin care statul, guvernele încearcă să susțină afacerile, oferindu-le finanțare sau asigurându-le un context în care accesul la finanțare este mai simplu și mai ieftin. Aceasta se vede și în România și
ne uităm doar la două lucruri. În primul rând, cum a evoluat dobânda de referință a băncii centrale, a băncii naționale a României. Față de acum 10 ani eram undeva la 8%, acum dobânda băncii naționale este la 1,25%. Deci, practic, accesul la finanțare este mult mai ieftin pentru companiile locale. La fel și bonificarea depozitelor. În același timp vedem, să zice, graficul din dreapta, o tendință accelerată, ascendentă din punct de vedere a rezervelor, resurselor pe care companiile și persoanele fizice le dețin în bănci pe piața locală. Deci, practic, e un context în care avem sume tot mai mari care s-au acumulat în sectorul bancar și avem un trend descendent al dobânzilor, adică o bonificare tot mai scăzută a acestor resurse. Sigur că da, în contextul acesta, cei care dețin capital se uită la oportunități de a-și valorifica cât mai bine resursele pe care le dețin. Alternativele sunt câteva și una dintre ele este Bursa de Valori București. Aici noi suntem poziționați pe piața locală ca fiind principalul canal de finanțare pentru companiile locale și știm că multe din cele mai mari, cele mai importante companii active în România sunt listate la Bursa de Valori București. Avem aici câteva nume pe ecran. În principal vorbim despre sectorul financiar, sectorul de energie, sectorul de utilități, sănătate, sectoare care sunt foarte bine reprezentate prin companii activând acolo. Capitalizarea a avut o evoluție foarte frumoasă, iarăși dacă ne uităm începând cu minimul din 2008, când ajunsesem la 46 de miliarde de lei, anul acesta am depășit pentru prima dată pragul de 200 de miliarde de lei valoare totală a companiilor listate în România. Dacă eliminăm companiile străine și în principal mă refer la Erste Bank, rămâne o capitalizare de aproximativ 140 de miliarde de lei a companiilor românești listate la Bursa de Valori București. O evoluție foarte frumoasă care merge în ritm cu evoluția lichidității. Aici iarăși vedem valoarea medie zilnică tranzacționată la Bursa de Valori București. Un trend poate nu la fel de ascendent ca cel pe care îl vedem din punct de vedere al capitalizării, însă vedem aceeași linie de creștere din punct de vedere a valorii tranzacționate la bursă. Trăim într-o piață care a performat foarte bine. Aici avem o măsură a performanței pieței, indicele de total return, evoluția lui în ultimii 9 ani, începând cu 2012, exprimată în euro. Practic suntem cea mai performantă piață din europeană, cu o creștere de peste 200% în orizontul acesta de 9 ani, depășind piețele cele mai mari din vestul Europei. Ne uitam la slide-ul de început. Ce se întâmplă în zona depozitelor bancare? Sigur, în paralel cu depozitele bancare sunt și alte surse de finanțare care sunt disponibile pe piața românească și aici, din punct de vedere al Bursei de Valori București, sunt două surse importante de capital. Una este industria fondurilor de pensii, iar a doua este industria de asset management. În zona fondurilor de pensii vedem fonduri care se acumulează constant, practic ne apropiem de 17 miliarde de euro active administrate de către fondurile de pensii locale, dintre care peste 20% sunt alocate către investițiile în companii românești. De asemenea, în zona fondurilor mutuale vedem la fel o sumă de 4,5 miliarde de euro acumulate, administrate de jucătorii locali și o tendință de creștere din punct de vedere al alocării către acțiuni. Această evoluție este însoțită de semne foarte pozitive în zona numărului de investitori activ la bursă. Am avut un minim în luna decembrie 2019 cu aproximativ 53.000 de investitori. De atunci suntem pe un trend ascendent. Am depășit pragul de 70.000 de investitori conform datelor anunțate de fondul de compensare și ținta noastră este pentru următorii ani să atingem pragul de 100.000 de investitori. Sigur, ca să leg puțin discuția de zona digitală,
trăim într-o lume în care nu operăm doar noi. Trendul acesta de digitalizare, care știm că era prezent deja în piața globală și care a fost doar accelerat de contextul din ultimul an, creează concurență și în zona pieței de capital. Practic, interacțiunea dintre investitori și piață se mută tot mai mult în zona digitală. Alternativele care sunt disponibile investitorilor români sunt tot mai diversificate. Poți investi sigur în piața românească, poți investi ca și investitor în companii românești. Pe de altă parte, există și opțiuni tot mai largi de a investi pe piețele externe. De aceea, pentru noi o provocare să fim cât mai aproape de investitorii locali, de investitorii străini. Până la urmă, rolul nostru cel mai important este de a aduce cât mai mult capital, cât mai multă muniție care să alimenteze economia românească, companiile românești. Oare cum să facem? Să facem așa, prezentarea din nou mare. Deci, practic, contextul acesta dominat de lichiditate și dobânzi scăzute se vede într-un trend accelerat de interes din punct de vedere a companiilor locale către listarea la bursă. Și aici vedem, 2020 am avut un prim salt din punct de vedere al numărului de listări, iar anul acesta este chiar spectaculos dacă ne uităm la poza pe termen mai lung, la ultimii 10 ani. Anunțam la începutul anului că ne așteptăm să vedem peste 20 de listări anul acesta, fie obligațiuni, fie acțiuni. Ne apropiem de jumătatea anului și putem să spunem că am bifat această țintă. Avem deja peste 20 de listări, dintre care 10 listări de acțiuni. Avem de asemenea listări de obligațiuni, avem companii locale care s-au finanțat utilizând toate aceste mecanisme și avem în același timp statul român care tocmai derulează o emisiune de titluri de stat și care utilizează platforma bursei pentru a-și finanța deficitul necesarul de finanțare. Piața principală, aici avem o poză cu IPO-urile derulate în ultimii ani și vedem nume importante din piața românească. Mă refer la Digi, MedLife, Sfera și Purcari și recent anul acesta primul IPO pe piața principală, TTS, transportator și operator logistic pe Dunăre. Ce ne bucură cel mai mult, dincolo de piața principală, este dinamica foarte frumoasă pe care o vedem pe piața aero. Pentru că rolul pieței de capital este de a asigura finanțarea pentru companiile locale, iar noi știm că companiile nu se nasc mari. Companiile se nasc mici, antreprenoriale, pe măsură ce cresc necesităților lor de a comunica, de a se finanța, cresc, se diversifică. Și sigur că da, reprezintă un handicap pentru orice piață dacă finanțarea aceasta este limitată la piața bancară. Pentru că știm că atunci când merge la bancă, orice companie, prima întrebare pe care o primește este de cât capital dispui. Adică înainte de a apărea creditarea, există capitalul propriu. Trebuie să deții capital propriu pentru a fi finanțabil, trebuie să ai o structură financiară solidă pentru a putea să accesezi finanțare bancară pentru a te dezvolta. De aceea, dezvoltarea pieței de capital locale este extrem de importantă pentru contextul local, pentru companiile locale, pentru a facilita creșterea și dezvoltarea lor viitoare. Ce vedem în ultimii 2 ani este o accelerare a interesului către bursă. Vedem multe companii mici, antreprenoriale, care vin și se finanțează utilizând platforma Bursei de Valori București, atât pentru emisiuni de acțiuni, cât și pentru emisiuni de obligațiuni. Ați văzut mai devreme emisiunea de acțiuni pe care le-am derulat. De asemenea, în ultimii 3 ani am avut aproape 50 de emisiuni de obligațiuni. Vedem acolo numele, branduri importante și branduri mai emergente de pe piața locală, care au ridicat aproape 3 miliarde de euro ca și valoare finanțată. Uitându-ne înainte, sigur, la pipeline, la companiile care intenționează să vină pe bursă, vedem plasamente care sunt procesate deja și care urmează să fie listate în perioada următoare și avem acolo câteva nume: Allview, Viv, Best Job, Sintel.
companii care vor fi listate la bursă în perioada următoare. De asemenea, sunt companii care se află în proces de derulare a plasamentelor private sau a ofertelor publice. Deci, practic, vedem un pipeline care nu se diminuează, dimpotrivă crește și ne așteptăm ca trendul acesta de interes în creștere pentru finanțarea prin Bursa de Valori București să rămână alături de noi. Care sunt avantajele? Pe scurt, sigur, cel mai evident este acela de a-ți finanța compania. Toată lumea când se gândește la bursă, se gândește la canalul de finanțare. Dincolo de aceasta, sigur, bursa e mult mai mult. Adică bursa este o piață publică, este o scenă, este o scenă care îți permite să comunici, să comunici nu doar cu investitorii tăi, îți permite să comunici și cu clienții tăi. Se realizează o suprapunere între aceste categorii de stakeholder, practic afinitatea clienților față de produsele tale devine mult mai mare în momentul în care ei devin și investitori. Deci, practic, instrumentele de comunicare ca și companie pe care le ai la dispoziție în momentul în care te-ai listat devin mult mai diversificate, relația cu clienții tăi devine mult mai solidă. Este mai mult decât finanțare, este o scenă care îți permite, dincolo de finanțare, să-ți dezvolți business-ul, să comunici mai bine cu piața pe care operezi. Sigur că da, într-o lume în care iarăși interacțiunea cu angajații devine mult mai complex. Tinerile generații care vin vor ceva mai multă implicare, așteaptă ceva mai mult decât un salariu. Vor să aibă o senzație de apartenență la business-ul în care operează, în care sunt angajați. Practic, listarea îți dă capacitatea de a-i motiva în alte moduri decât pur și simplu prin salariu. Le dă posibilitatea angajaților tăi de asemenea să devină acționari. Legătura dintre ei și companie devine mult mai solidă. Deci ce îmi place să spun este că Bursa de Valori este mult mai mult decât o simplă platformă de finanțare cu capital pentru companiile locale. Este o platformă de vizibilitate și o platformă de dezvoltare a relațiilor cu toate categoriile de stakeholder. Programul Made in Romania este un program pe care îl derulăm de 5 ani. Anul acesta este a patra ediție. Sloganul cu care mergem înainte este acela că conectăm capitalul cu ideile. Dacă ar fi să fac un pic de istorie legat de proiectul acesta al nostru, sigur, pornește de la Made in Romania, denumirea. Pornește de la ideea că Bursa de Valori București este principalul susținător al companiilor locale și al accesului lor la capital. Am pornit acest program în urmă cu 5 ani ca o platformă pentru a da vizibilitate companiilor locale, pentru a crea awareness în jurul campionilor locali. Totul se derula în cadrul unui proces de selecție în care un juriu de oameni importanți pentru mediul de business local selectau cele mai importante companii din cele înscrise în competiție. Gala Made in Romania, care însemna premii și awareness și vizibilitate pentru cei care erau considerați cei mai vizibili, după care programe de training și mentorat pentru companiile care ieșeau câștigătoare din această competiție. Anul acesta se întâmplă două lucruri, adică încercăm să dezvoltăm acest proiect. Un element în plus este partea de digital și aici migrarea către online și parteneriatul cu Microsoft ne ajută foarte mult din acest punct de vedere. Al doilea lucru este ideea de a conecta capitalul cu ideile, adică ideea de a nu doar a promova companiile locale, ci de a le și facilita într-un fel accesul la capital fără a ne rezuma doar la platforma Bursei de Valori București. Adică ideea pe care o construim acum este aceea că pe piața locală este important să existe cât mai multe soluții de finanțare. Este bine ca antreprenorii locali să cunoască aceste soluții de finanțare, să știe că există între finanțarea bancară și Bursa de Valori București alte opțiuni care înseamnă private equity, venture capital,
jucători care sunt într-un fel partenerii noștri. Adică până la ajunge listat la Bursa de Valori București, treci printr-un parcurs, un parcurs care înseamnă finanțare intermediară, înseamnă training, educare din punct de vedere guvernanță. Deci, practic, încercăm să ne poziționăm pe toată această piramidă, încercăm să aducem aproape de noi și de companiile românești toate alternativele sau cât mai multe din alternativele de finanțare disponibile pe piața locală și sigur că da, ne poziționăm noi, Bursa de Valori București, ca și integrator din acest punct de vedere și oferim pentru companiile care ating un anumit nivel de maturitate soluția finanțării utilizând platformele noastre. Există de asemenea acolo toată gama de consultanți, companii de brokeraj, cei care ajută o companie să găsească cea mai bună soluție de finanțare, cea mai potrivită pentru necesitățile ei. Etapele procesului, suntem acum în derularea primei etape, care înseamnă etapa de nominalizare, care se termină la sfârșitul acestei luni, după care urmează până la sfârșitul lunii iulie selectarea celor 50 de semifinaliste. Pe parcursul lunii august urmează votul publicului și stabilirea primei companii finaliste, după care juriul se întâlnește și selectează celelalte 14 companii. Punctul culminant al proiectului reprezintă gala Made in Romania, după care trecem pentru companiile care au reușit să intre în top 15, accesul la workshop-uri, programe de mentorat, programe de dezvoltare care să le ajute să crească, să se dezvolte. Beneficiile sunt cele de care am discutat, acces la comunitate de investitori, vizibilitate, awareness, promovarea companiilor împreună cu partenerii noștri și aici ne referim printre alții la Romanian Business Leaders, ANIS, Doing Business, seminarii gratuite, acces la programele de mentorat Made in Romania și sigur acces la evenimente pentru personalul de la zona de C-level management. Un lucru foarte important este că tocmai am agreat împreună cu Romanian Business Leaders că toate cele 15 companii care vor ajunge în finala Made in Romania vor fi incluse automat și gratuit în programele de mentorat ale RBL, Antreprenoria Startup and Antreprenoria Scale-up, în funcție de dimensiunea companiilor. Cam acesta este proiectul Made in Romania. Platforma pe care se face înregistrarea companiilor este investingromania.ro. Vă invit pe toți cei care credeți că știți, cunoașteți companii care merită să fie promovate, companii românești pe care vreți să le ajutați din punct de vedere vizibilitate, să le înscrieți pe platforma pe care o administrăm noi. Și ce pot să vă spun este că o să se poziționeze cu siguranță într-o companie foarte selectă. Și aici avem trei poze care arată câteva nume din galele precedente ale Made in Romania. De exemplu, 2017 cred că este ediția întâi Vola, To Performant, Agricover, Autonom, Blue Air, Cristim, Ivaterm, Prutul. Ediția numărul 2, Allview, Apiland, Bilca, Cărturești, City Grill, Farmec, iHunt. iHunt, o companie care între timp s-a listat la Bursa de Valori București. În ediția a treia, iarăși Köber, Jidvei, Arops, Răuren, Lotăria cu Caimac, din nou o companie care e listată la bursă, Vivredeco, care a emis obligațiuni, utilizând platforma Bursei de Valori București. Pe scurt, poveștile de succes pe care le-am văzut crescând prin intermediul platformei Made in Romania. Unele dintre ele, cum vă ziceam, s-au concretizat prin emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București, 31 de milioane de lei emise de câteva dintre companiile enumerate și 8 milioane de euro în anii precedenți. 2019, Autonom a venit în piață cu o emisiune de 20 de milioane de euro sub formă de obligațiuni. Anul acesta am avut Agricover cu 40 de milioane de euro
emisiuni listate pe piața principală a Bursei de Valori București. De asemenea, vă ziceam, sunt unele companii, vedem 5 nume aici, care s-au listat între timp pe piața Aero. Vorbim despre iHunt, To Performant, Norofert, Safe și Safetech Innovation. Deci cam aceasta este platforma, acesta este proiectul nostru, un proiect ambițios prin care vrem să ne poziționăm tot mai aproape de companiile locale și vrem să ne poziționăm ca și principalul canal de companie de finanțare pentru companiile românești. Mulțumesc tare mult! Mersi frumos, Radu, foarte interesant și evident că nu pot să te las să am o întrebare eu pentru tine, pentru că mi se pare mai mult decât interesant și mulțumim pentru exemplele date. Și dacă poți să ne spui cam cât durează din momentul în care, haide să spunem, fac pasul acesta în programul Made in România, să spunem, și ajung să fiu listat la bursă. Dacă ne dai câteva exemple din exemplele pe care ni le-ai dat deja sau un alt exemplu. Acum, în primul rând, ne uităm la un orizont de timp relativ scurt. Ne uităm la 4 ani, vedem, e vorba de 4 companii și în cazul acestora, cred că discutăm în medie cam de 1 an, 2 ani până când au luat decizia. Pe de altă parte, uitându-mă la lista de companii pe care le avem acolo, mă aștept ca în continuare unele dintre ele, la un moment dat în evoluția lor, să vină către Bursa de Valori și să facă pasul. Adică nu cred că o decizie a unui antreprenor de a veni către piața publică, de a se lista, e o decizie ușoară. Adică cred că e o decizie care ia timp, cred că necesită o transformare profundă a modului de a gândi, a modului în care își vede business-ul, adică o tranziție de la o afacere pe care o controlezi singur, ceea ce e normal, adică niciunul dintre noi nu ne imaginăm că o afacere la început de drum este condusă de un consiliu de administrație, cu comitet de remunerare, cu comitet de audit, cu board-uri o dată pe lună unde se iau deciziile. Nu, o companie la început de drum e de regulă centrată în jurul unui om care muncește ziua și noaptea, ia deciziile atunci când are o idee și le implementează. Și lucrurile acestea sigur funcționează până la un punct. La punctul în care, tocmai datorită succesului pe care l-ai avut cu această abordare, compania devine atât de complexă încât trebuie să schimbi abordarea. E cumva contraintuitiv, adică ceea ce te duce din punctul A în punctul B e exact frâna care te împiedică să evoluezi de la punctul B mai departe. Și decizia de a schimba lucrurile, decizia de a îți schimba modul de a comunica, decizia de a aduce alți parteneri lângă tine în firmă, decizia de a lucra mai mult în echipă, nu e o decizie pe care să o iei ușor. Unii nu o iau niciodată. Și sigur există la nivel global și la nivel local exemple de companii de succes care nu au devenit companii publice. Adică nu există un singur fel de a face lucrurile bine. Pe de altă parte, clar, unii dintre jucători, unele dintre companii se uită la avantajele pe care poate să le aducă piața publică. Deci nu doar din punct de vedere al accesului la finanțare, ci și din punct de vedere al comunicării, al interacțiunii cu mediul, al poziționării. Cred că intervine și credibilitatea aici după aceea. Toți partenerii te văd mult mai credibil în momentul în care ești listat la bursă, auditat și încrederea crește automat din punctul ăsta de vedere într-o companie listată la bursă. Sigur că da. Sigur că da. Și aici ne referim la parteneri în sensul larg, adică poate fi inclusiv statul un partener de business care se uită când discută cu o companie publică, o consideră ca fiind un partener mai reliable, mai fragmentabil decât o companie privată. Corect. Mulțumesc frumos, Radu. O să trec puțin la Dumitru și o să, pentru că am văzut Doing Business pe slide-urile lui Radu, pentru că e clar că o parte din programul Made in Romania constă în a promova, în a crea un brand din companiile care participă în acest program. Cum face Doing Business? Cum ajută, cum susține acest program Made in Romania și cum face companiile cunoscute, Dumitru? Da, mulțumesc, Marius. Suntem bucuroși că facem parte din programul de nominalizare al companiilor în platforma Made in Romania.
Dar pe lângă asta, aș vrea să oferim posibilitatea companiilor care vor fi nominalizate să se promoveze, să-și promoveze realizările, oferindu-le niște profile gratuite atât în portalul Doing Business, cât și în platforma internațională Compass. De asemenea, le vom da posibilitatea să publice tot ceea ce doresc să comunice în această perioadă și pornind de la comunicate de presă, eu știu, materiale de promovare și așa mai departe. Pentru cei care vor fi finaliști, vrem să organizăm interviuri, pentru că vor fi clar companii de succes și cred că experiența lor este interesantă pentru toți ceilalți. Iar pe cel care va câștiga îl vom invita într-o ediție viitoare a unei conferințe, tocmai pentru a ne împărtăși experiența în programul Made in Romania și ce a avut de câștigat din participarea la acest program. Mersi frumos. Doar ca să punctez, pentru că s-ar putea avem participanți în audiență care poate că nu vă știu atât de bine, și aș vrea să punctăm niște lucruri. Deci Doing Business și Compass este o companie care face foarte multe activități în zona de marketing, promovarea companiilor, call center și nu numai la nivel local, ci are o bază de date de clienți foarte importantă la nivel de Europa și la nivel local. Țin minte acum, aș doar vreau să punctez, la începutul pandemiei, când lumea nu știa ce să facă, ați fost printre primii care ați promovat evenimentele online și ați zis că este momentul să ieși și mai mult în evidență în aceste momente. Țin minte, primul eveniment ați avut peste 1000 de participanți, adică o bază de date foarte, foarte mare și o audiență foarte bogată. Da, după cum știi, sau după cum am spus anterior, Compass este prezent în România. Compass este o platformă internațională care în acest moment integrează peste 50 de milioane de companii. Deci participarea în această platformă oferă posibilitatea de a intra în contact direct, de a selecta potențial clienți, potențial furnizori și așa mai departe. Vis-a-vis de ce spuneai tu mai devreme, că am reușit să organizăm foarte repede, de fapt să migrăm în online toată activitatea asta de conferințe. Faptul că ne-am preocupat un pic de investițiile în platformele digitale din vreme ne-a permis să ne ducem foarte repede către online și să migrăm aceste evenimente. Practic anul trecut, când a început pandemia, cred că în mai puțin de 2 săptămâni am reușit să organizăm acel prim eveniment de care vorbeai tu, cu peste 1000 de participanți. Sigur că la vremea respectivă toată lumea era puțin stresată, nu știa ce urmează, vreau să afle cât mai multe. De aici și gradul ridicat de interes pentru astfel de evenimente. Ne bucurăm că acest interes a rămas în decursul vremii. Și pe perioada pandemiei am reușit să oferim clienților noștri servicii cu valoare adăugată, servicii care i-au ajutat să treacă mai repede peste perioada asta dificilă. În special, programul care a mers cel mai bine a fost cel de lead generation. Deci am reușit să derulăm niște campanii prin care am adus companiilor potențial clienți care deja și-au manifestat interesul de colaborare. Deci, să vorbesc un pic mai târziu de ce înseamnă, care sunt avantajele acestei investiții în digitalizare din vreme. Chiar vreau să auzim lucrul ăsta, pentru că așa cum discutam și atunci, în momentele acestea de, să spunem așa, schimbare economică, este un moment bun în care investiția în marketing dă cele mai multe rezultate, da? În generare de lead-uri, marketing care are rezultat în zona de vânzări. Și aici sunteți un mecanism care poate să fie utilizat și probabil că lumea nu cunoaște suficient cum anume să utilizeze aceste tipuri de mecanisme. Digital marketing, call center, inbound și outbound, cum se combină cele două luni. Mulțumesc mult de tot, Dumitru, și pentru că banii sunt o componentă importantă, cum spunea și Radu, și pentru că există și mai multe metode de a mă capitaliza, haideți să vedem cum anume mai pot ajuta fondurile europene actuale, cum le pot accesa.
ce pot face ca să pot să capitalizez firma și după aceea de ce nu să mă listez la bursă. Roxana? Bună dimineața din nou! Mulțumim pentru participare atât de, da, de numeroasă. Avem fonduri europene și avem și ajutoare de stat. Sperăm să se agilizeze și să avem tot mai multe. Despre noi, suntem locul 2 la nivel național, cu aproape 50 de colegi în 8 birouri regionale. Voi rula imediat și prezentarea. Suntem specializați mult pe proiecte de investiții, lucrăm pe Ray Finance, Ray International și Touch Marketing. Proiecte de investiții însemnând hale, însemnând hoteluri foarte multe, deci foarte mult producție, hoteluri, sigur, anul trecut am lucrat și pe schemele Horeca și pe niște proiecte de energie. Vă stăm la dispoziție, nu suntem neapărat focusați pe și o proiecte de resurse umane, focus sau da, cercetare neapărat. Foarte multă observație aici avem de la companii multinaționale până la companii românești, da, cu acționariat românesc, cum este Q4, care e de fapt societatea casa noastră. Am avut și proiecte de 36 de milioane euro care s-au finalizat. Și încep cu aceste proiecte puțin mai mari. Este o hotărâre de guvern 807, care din păcate, în opinia mea, este destul de puțin cunoscută și vedem mulți antreprenori care au proiecte pe masă și nu o cunosc. Este o hotărâre de guvern pe care cu siguranță o știți de acum mulți ani, de acum 10-12 ani, da, au luat Dacia, au luat Bosch aceste finanțări. Atunci era pragul 10 milioane euro, apoi a scăzut la 5, la 3. Astfel că azi e 4,5 milioane RON, deci până la urmă vorbim de 900.000 de euro aproximativ. Asta e valoarea minimă a unei investiții. Dacă am o astfel de valoare minimă, pot primi până la 50% finanțare nerambursabilă, 10% pe București, Bucureștiul e destul de nefinanțat, ca să spun așa, 35% pe Ilfov și Vest, Vest însemnând Arad, Timiș, Caraș, Hunedoara, și 50% pe restul țării. Este foarte important și subliniez faptul că doar anul acesta mai avem această hartă a intensității. Ce înseamnă asta? Însemnând că de anul viitor, dacă eu am un proiect pe Brașov, s-ar putea, după 1 ianuarie, să nu mai am 50% finanțare nerambursabilă. Și practic, nu știu, dintr-un proiect de 1 milion euro să mai primesc doar 20 sau 30% finanțare nerambursabilă. Din acest motiv, recomandăm companiilor care au proiecte de investiții în următorii 5 ani să depună, și o să intrăm imediat și în ce înseamnă depunere, pentru că e foarte simplu ce se solicită, și să aibă acordul de finanțare până la sfârșitul anului, mai ales că foarte multe proiectele noastre s-au aprobat în circa 3 luni, 3 luni și 10 zile, cum a fost cazul Sterplast sau Austroterm, cu care de altfel am și ieșit în presă, puteți să citiți, am fost și la diverse publicații. Ce se depune? Se depune doar un deviz general, nici măcar terenul nu trebuie să l-ai achiziționat, poți să plătești doar un antecontract sau să constitui un drept de superficie, nominalizezi terenul, faci un deviz, da? Tocmai un arhitect un deviz, nu se mai depun oferte, cum se depuneau pe vremuri, 3 oferte, nu. Tu doar spui ce echipamente vrei, acesta e fluxul tehnologic, aplicăm pe un singur cod KN, sigur, doar echipamente noi. Și poți să-ți construiești o hală de producție, poți să-ți construiești un hotel, poți să-ți cumperi doar mobilierul, nu exclus, echipamente de producție. Este o schemă care are o particularitate, nu finanțează mobilierul, finanțează în schimb software, da, poate fi până la 20% din valoarea investiției, pentru că aceasta este tematica evenimentului, digitalizarea, da, sigur, este eligibilă sunt eligibile investiții în software. Putem aplica atât cu companii nou înființate, startup, putem înființa mâine un startup dacă acționarii nu mai dețin alte companii pe același domeniu, sau cu companii oricât de mari, cu 3.000-5.000 de angajați. Deci este o schemă destul de permisivă, se aprobă repede în circa 3 luni și ai și opțiunea să începi proiectul imediat după ce ai depus la finanțe. Azi l-ai depus și în câteva zile poți să începi investiția. Sigur, asta nu va obliga neapărat ministerul să financeze, dar noi avem cele mai multe. Dacă nu sunt probleme și o litigi în instanță, condamnări și așa, nu există riscul de a nu fi finanțat, mai ales dacă vii și cu un mic studiu de piață care să ateste cerere neonorată, se mai solicită și scrisori de intenție.
însă intrăm sigur în detalii pe această schemă. Mai este o sesiune deschisă, tot o schemă de ajutor de stat, însă aceasta e puțin mai grea, zic eu. Vizează crearea minim 100 de noi locuri de muncă. Practic, tu, companie, creezi 100 de noi locuri de muncă și plătești doar jumătate aproape pe țară din costurile salariale. Avem aceleași procente, 10% București, 35% Ilfov și Vest și 50% pe restul țării. Pe această schemă de costuri salariale, da. Bun. Din nou, companiile în dificultate nu sunt eligibile. Voi trece mai repede. Mai este o schemă constituită anul acesta. S-a constituit o schemă, da, un ajutor de stat cu procente, sunt, vedeți aici, aceleași procente pentru zona de digitalizare, da? Scuze, investiții strategice avem aici, ajungem imediat și la digitalizare prin PNRR. Aici avem investiții strategice în valoare de cel puțin 500 milioane lei. Ce înseamnă asta? Probabil, da, Ford sau alții analizează diferite țări și atunci pentru a fi atractiv și pentru a atrage investiții mari, le vom da aceste finanțări, da, pe proiecte de minim 100 de milioane euro și vom avea sesiune deschisă la Ministerul de Finanțe pe acest subiect. Dar din nou de anul viitor, să conducă la crearea cel puțin 100 de noi locuri de muncă. Aici am pregătit foarte pe scurt, pentru că urmează deschiderea și sper eu că nu mai sunt hoteluri, restaurante, agenții de turism sau organizatori de evenimente care au avut venituri pe codul KN 8230. Atenție, urmează să se deschidă sesiunea, însă cei care aveți restaurante și nu aveți autorizații de funcționare, din păcate nu veți fi eligibili. Deci se solicită fie certificate de clasificare în cazul hotelurilor, fie autorizații de funcționare în cazul restaurantelor. Și aici avem destul de mulți care sunt în centrele istorice și care, neavând ISU, din păcate nu sunt eligibili. Se acordă 20% din diferența între 2019 minus 2020, practic din pierderea suferită ca urmare a pandemiei. O primă tranșă de bani va veni în mod cert anul acesta, iar diferența vom vedea fie după rectificare, fie cel mai târziu anul viitor. Ordonanța 224. Am lăsat și această digitalizare, ea trebuia să se deschidă anul acesta, însă deocamdată nu avem niște informații foarte clare. Se vehiculase un buget de 100 de milioane euro pentru granturi între 30-100 de mii de euro, 90%. Foarte multe companii ne sunau pentru această axă de digitalizare. Deocamdată nu avem informații care, da, să ne confirme deschiderea mai rapidă a sesiunii, însemnând în următoarele luni sau în toamnă. Noi credem că se vor finanța prin PNRR aceste investiții în digitalizare și am pus la final un slide. Nu cred că se vor găsi bani să lanseze o sesiune pe digitalizare rapid, vară, toamnă, așa cum s-a discutat, mai degrabă iarnă sau chiar anul viitor. Foarte, foarte multe companii ne-au sunat. Am văzut bugetul ar fi undeva la 4.000 de companii se vor finanța. Vom mai discuta la final. Și schimb un pic registrul, da? Am vorbit de schemă de ajutor de stat pentru investiții, care înseamnă de la reciclare până la, știu eu, mixturi asfaltice, agregate, tot felul, castraveți, murați și tot, și inclusiv procesarea este eligibilă pe prima schemă de ajutor de stat. Acum schimbăm un pic registrul pe fonduri europene, da, unde avem niște fonduri de tranziție pe următorii 2 ani de peste 1 miliard de euro. Și aici discutăm de măsura 4.1, pe care avem zona de vegetal, da? Am terenuri agricole de 100 de hectare de porumb, 100 de grâu, sau știu eu, diverse tipuri de culturi și îmi doresc fie utilaje, fie să și proceseze, creez un lanț alimentar integrat. Observați aici, de la construcție, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării, ferme legumicole și de cartofi, căi de acces în cadrul fermei, irigații, pentru că tot a fost un subiect foarte, da, achiziționare inclusiv prin leasing de mașini și utilaje noi, da?
Deci asta este măsura 4.1 și aveți aici dimensiunile economice și tipurile de ferme. Nu ne permite timpul să intrăm în detalii. Sunt niște, niște link-uri unde puteți să introduceți singuri din, câte hectare aveți înregistrate la APIA cu grâu, cu porumb și o floare a soarelui și vedeți dimensiunea economică a fermei. Vedeți ce sume puteți accesa și cam ce punctaj va ieși. Se mai punctează experiența în agricultură, studiile managerului exploatației. Altceva legat de agricultură, trebuie întocmit punctajul neapărat pe orice ax să mergeți. Dacă ai o grilă de punctaj, sfatul meu să fiți foarte, foarte realiști și să analizați oportunitatea. De exemplu, dacă discutăm și o să ajung imediat, aici aveți ce sume se pot accesa, între 200.000 și 1.000.000, da? 200.000 dacă vreau o achiziție simplă de utilaje, de tractoare, și până la 1.500.000 dacă suntem asociați într-o cooperativă, da? Sau în diferite asociații. 70% se va putea majora doar pentru fermele mai mici, mici și medii, deci acesta ar fi, sau 90% pentru forme asociative, deci e recomandat și noi chiar am primit de la o companie de avocatură, sunt diferite tipuri de cooperative, gradul 1, gradul 2, trebuie să studieze și să caute cele mai bune formule fermierii pentru a-și accesa acești bănuți. Nu vom mai avea, în opinia mea, mulți ani cu aceste finanțări, prin urmare ar trebui în următorii 5-10 ani să profităm de ele. Am avut măsura 4.1 care însemna să-ți iei utilaje sau să-ți înființezi o seră de căpșuni, sau o fermă de animale. Măsura 4.2 înseamnă sprijin în procesare și marketing de produse agricole. Am fermă, da, de vaci de lapte și doar aleg să procesez. Dacă vreau doar să procesez laptele sau să produc dulcețuri, am 50% finanțare nerambursabilă sau 40% dacă sunt companie mare, da? Avem aici detaliile, 50% și 40% dacă sunt companii mari, sumele 800.000 de euro, 600.000 de euro. Repet, sunt fonduri și alocări mari. Unde sunt alocări mai mici? Pe această măsură 6.4, care e foarte așteptată și pe care avem doar circa 100 milioane euro. Nu se mai finanțează, pentru că foarte mulți se întreabă, pensiunile clasice de altă dată, singurele variante sunt campingurile sau bungalourile. Bungalow înseamnă lemn, sticlă, niște structuri mai ușoare. 6.4, repet, alocare doar 100 de milioane, deci mare atenție, se punctează profit operațional pe ultimii 2 ani, se punctează să-ți diversifici activitatea, tu ești agricultor și de mâine prestești și activități non-agricole. Atenție și la crearea de condiții artificiale, nu ne putem muta o companie profitabilă, să-i mutăm sediul social din oraș în comună, pentru că poate fi interpretat ca și o creare de condiții artificiale. Trebuie analizată fiecare axă. Aici, pe acest program național de dezvoltare rurală, atenție la punctaj și la grilă și la când trebuie să depun, cum trebuie să depun, mai ales că aici trebuie să pregătim studii de fezabilitate. Nu merge ca și la 807 să mă duc doar cu un deviz. Se punctează maturitatea proiectului, trebuie să încep să-mi scot urbanism, să-mi scot avize de la mediu. Și vă trebuie o echipă și un partener foarte serios, de la consultant pe care să-l verific, să-i verific experiența, să-i cer contractual să-mi garanteze depunerea unui proiect corect și complet, până la proiectant, e foarte important proiectantul sau tehnologul. Dacă vorbim, nu știu, de o fermă de porc, de mangaliță, clar este un tehnolog, sau la producție de dulceață, de afine. Dacă nu ai expertiză, trebuie clar un tehnolog bun și sunt tehnologi sau oenologi, dacă vorbim de crame, da, care se pricep și te ajută să-ți depui un proiect bun. Deci mare atenție la punctaj, la echipa cu care alegi să lucrezi, dar și la cofinanțare, pentru că tot subiectul este finanțarea. Dacă nu ne listăm la BVB, mergem la bancă și ne asigurăm că putem asigura acel credit de cofinanțare. Sfatul meu este să nu construiți proiecte prea mari fără să vă asigurați că veți putea să le finalizați. Și mai bine te duci cu un proiect mic, mediu, pe care îl poți implementa decât să te hazardezi la, știu, 5 milioane, am avut proiecte, sau 15 milioane
și să nu le poți finaliza din lipsa banilor, a cofinanțării. La acest 6-4, ce să mai zic? Pe aceste măsuri, pe agricultură, da, afir.info este pagina web, vă voi lăsa și în chat, avem ghiduri consultative, urmează ghiduri finale și deschiderea sesiunilor, credem noi că undeva în toamnă, însă urmăriți afir.info și să vedem exact cum vor fi ghidurile finale, ce se va puncta și când exact se vor deschide sesiunile. Da? De la clinici medicale în rural până la tot felul de alte domenii se pot finanța, dar repet, avem doar 100 de milioane, atenție să avem un punctaj foarte bun, pe această măsură, pe 6-4 se finanțează și au punctaj suplimentar domeniile de activitate care au sold negativ în balanța comercială a României, nu știu, prelucrarea de marmură, mă sunase cineva aici, sau sunt câteva domenii medicale cu sold negativ și care au punctaj suplimentar. Deci nu mergeți sau vă asumați. Dacă mergi cu un punctaj mic, 50-60 de puncte, ai slabe șanse să câștigi acest proiect. Am mai pus aici și am lăsat-o pentru că înțelegem că vor fi totuși finanțați cei din sectorul cultural prin PNRR, cum sunt librăriile, editurile. Se va crea și o schemă pentru ei, înțelegem să li se dea și lor 20% din pierderea suportată. Și aici, așa cum am zis, librăriile vor fi eligibile, editurile, da? Cinematografele. Bun. Și am ajuns la final. Vă promisesem să detaliem un pic lucrurile despre fondurile care vor veni prin acest PNRR, să vedem, final de an, început de an viitor. Am spus că avem inclusiv un buget pentru listarea la bursă, PNRR, da, 35 de milioane euro și vom avea câte 200 de mii de euro pentru listare și 25 de mii de euro pentru listarea pe piața alternativă prin AERO. Deci vom avea fonduri europene pentru listarea la bursă, iar legat strict de fonduri pentru digitalizare vom avea destul de multe axe, inclusiv la Ministerul de Finanțe 100 de milioane euro, 80 cu 20 de milioane, tot ce înseamnă realitate virtuală, augmentată, tot felul de proiecte, iarăși 180 de milioane euro pentru tehnologii digitale, comerț electronic, activități, laboratoare, vii, inovare digitală, undeva probabil, da, 400-500 de milioane euro pentru digitalizare, sunt foarte, foarte mulți bani. Ce mai avem? Dezvoltarea de doar microelectronică, da, 250 de milioane euro, investiții inovative în microelectronică. Trebuie să fim cu ochii pe aceste finanțări, trebuie să ne pregătim. Dacă mai putem aștepta, așteptăm. Dacă nu, eu zic totuși și recomand să începem să ne facem niște pași, să ne definim digitalizarea, pentru că atunci când vin efectiv fondurile, tu să ai pregătite niște oferte, să ai pregătit costuri, procese, strategii și partenerii cu care vrei să lucrezi pentru digitalizarea proceselor interne ale companiei. Mulțumesc frumos, Roxana. Foarte interesant. O întrebare care cumva ai prezentat că pot să mă apuc să-mi fac un plan și să încep să investesc, dar de obicei nu pot să termin o investiție într-un an de zile. Adică când îmi fac o strategie, strategia nu ține doar un an de zile. Există posibilitatea de a lua fonduri gradual, adică să fac o strategie pe 3, pe 5 ani de zile și să pot să iau gradual aceste fonduri? Sigur că da. HG807 are 2028, 31 decembrie 2028, dată finală, da, de închidere proiect și de plată către beneficiar. Cu alte cuvinte, am foarte mulți ani, am 7 ani în față, în care pot să fac fazat investiția mea și noi chiar avem în implementare proiect de 20 de milioane care se realizează fazat. O primă fază acum și o altă fază în 2-3 ani și sigur că tu
dacă sunt niște motive obiective, cum a fost pandemia sau de altă natură, poți să trimiți o notificare la minister și să-ți mai amâni proiectul de investiții. Dar atenție la termenele maximale prevăzute în contractele de finanțare. Fondurile europene, în mod tradițional, te lasă circa 3 ani de zile să-ți finalizezi investiția. Sigur? Excelent. Deci se poate face. Se poate face până la 3 sau chiar 5-6 ani fazat investiția. Excelent. Mulțumesc frumos. Avem foarte multe cereri vis-a-vis de prezentări, vis-a-vis de slide-uri. Clar că există interes. O să aveți acces la slide-uri, o să dăm după eveniment pe site-ul pe care a fost pus și acest eveniment. O să urcăm prezentările pe care le vedeți acum, deci veți avea acces la aceste prezentări. Rugămintea mea este în zona de întrebări. Puteți să puneți întrebări participanților din panel și ei vor răspunde la sfârșitul prezentărilor. E chiar indicat pentru că așa aflăm și ce vă interesează și de ce nu poate mai continuăm discuția, poate mai ne dăm seama că un singur eveniment nu acoperă toate temele de interes pe care le aveți și pe care le ridicați. Mulțumesc încă o dată, Roxana, foarte interesant. Ai deja o mulțime de întrebări, te așteaptă la sfârșit. Și o să o rog pe Georgiana să ne spună cum anume putem să înțelegem în ce nivel de digitalizare are firma pe care o conducem, pentru a ști după aceea ce proiecte putem să construim pentru a accesa fonduri europene, pentru a ne implementa aceste proiecte digitale, de transformare digitală. Georgiana? Mulțumesc, Marius! Bună ziua din nou! Aș vrea să încep, deși sunt sigură că suntem cu toții sătui de discuțiile de anul trecut legate de pandemie, dar din punct de vedere business și digitalizare s-au întâmplat foarte multe lucruri anul trecut. Din păcate, pentru multe companii din anumite industrii, anul trecut a fost un an de cotitură, ba mai mult un an de criză pentru foarte mulți. Unii dintre ei nu doar că și-au diminuat activitatea, ba chiar și-au închis-o complet. Și cei care au avut business-uri în mediul strict offline, adică activități pe care le puteau face doar în teren, vânzări, magazine, restaurante pe care își puteau desfășura activitatea doar în offline, au fost nevoiți, din cauza restricțiilor de anul trecut, să mute foarte multe activități în online. Lucru care s-a întâmplat foarte repede, iar cei care au fost agili au avut doar de câștigat. Cred că știm cu toții că cel mai comun lucru care s-a întâmplat anul trecut au fost implementarea magazinelor online pentru foarte multe business-uri, pentru că nu mai puteau să-și desfășoare activitatea și să vândă produse în offline și au migrat spre online. Livrarea mâncării la domiciliu, deși ne plăcea foarte mult să mergem la restaurante, în cafenele, a crescut foarte mult volumul de livrare la domiciliu. Când vorbim de servicii, a apărut telemedicina peste noapte, consultații online, deși cu toții mergeam la medic până anul trecut. Ba chiar mai mult, de atât am implementat noi anul trecut în foarte scurt timp, în câteva săptămâni, și nu ne-am imaginat vreodată că vom putea implementa asemenea funcționalități pe o platformă de rezervare mașini pentru o companie auto din România, am implementat un modul de plată integrală, mașină și livrare la domiciliu. Pentru că clienții nu mai puteau merge în showroom, nu mai puteau face test drive-uri, dar mașinile rămâneau pe stoc și activitatea trebuia să continue. Și astfel, cum spuneam, pe repede înainte s-au făcut foarte multe ajustări, implementări în mediul online, dar multe dintre ele, fiind o situație de criză, nu au avut o strategie în spate, gândită, pentru că nimeni nu a avut timp să se gândească, a fost pe modul de supraviețuire și au implementat diverse proiecte.
Luând în calcul experiența clienților noștri și ce am văzut în piață, ne-am dat seama că multe din implementările de anul trecut nu au fost legate între ele și nu au fost implementate în mod metodic. Astfel încât anul ăsta, mai liniștiți, mai așezați, ne-am gândit să evaluăm gradul de maturitate digitală a companiilor. Diverse companii de mărimi diferite, de la mici, medii, mari, ba chiar am intrat la corporații, la multinaționale. Și ca să fim foarte pregătiți pentru tot ce înseamnă nivelul de maturitate digitală, am avut câteva luni înainte de interviuri cu persoane din top management, cu CEO, cu manageri, cu director de marketing, director de IT din diverse companii. Și am analizat practic ce am putea să măsurăm în România ca și grad de maturitate digitală, pentru că România este foarte diferit poziționată față de celelalte țări din Europa. Iar întrebarea esențială pentru aceste persoane cu care am lucrat pentru a implementa tool-ul a fost: care este nivelul de maturitate digitală din compania ta? Și răspunsurile au fost foarte interesante în funcție de tipul companiei. Dacă în companii mici au răspuns două persoane, să spunem managerul și un director, răspunsurile au fost complet diferite, perspective diferite. Dacă în companii mari au răspuns persoane din departamente diferite, evident că perspectiva nu era aceeași, pentru că un director de IT măsoară cu totul altfel, cu totul alte tool-uri maturitatea digitală a companiei față de un director de marketing. Are cu totul alte metrici. Dar asta nu a fost o problemă, e și normal să se întâmple așa, pentru că fiecare avem obiective diferite în cadrul companiei în care lucrăm. Dar nu am avut oamenii nu au avut un reper la ce să se raporteze. Și atunci am făcut un tool online, am măsurat 34 de submetrici pe 7 arii principale. Vă invităm să îl vedeți, linkul mai târziu, vă invităm să îl completați gratuit. Metricile, nu voi intra în foarte multe detalii, că sunt multe, dar le găsiți detaliate în tool. Dar am pornit de la relația pe care o avem, de a verifica relația pe care o avem cu clienții noștri, mai exact cu userii din online, dacă știm cine sunt, care este targetul nostru, cum au ajuns la noi. Apoi o altă dimensiune pe care o urmărește tool-ul este agilitatea strategică a companiilor. Spre exemplu, dacă au un model de business clar și este și implementat. Ne-am adresat în special oamenilor din top management, la leadership. Dacă verificăm dacă managerii urmăresc în organizațiile lor să crească nivelul de digitalizare și dacă îl promovează. Și bineînțeles, la final trecem un pic mai tehnic, ne asigurăm că nu am scăpat din vedere aspectele de securitate și protecția datelor, de modalitatea de strângere a datelor și prelucrarea lor, big data, dar, cum spuneam, toate aceste metrici și submetrici le găsiți în tool-ul nostru foarte, foarte detaliate, cu sugestia, în funcție de tipul companiei dumneavoastră și în funcție de responsabilitatea dumneavoastră din cadrul companiei, să sugerați și altor persoane responsabile să completeze. Dacă sunt aspecte extrem de tehnice, de securitate și aveți un manager de IT, este foarte indicat să completeze persoana respectivă. Dacă sunteți manager și aveți overview-ul întregii companii, evident că e bine să completați dumneavoastră în primul rând. Veți primi un rezultat
nu vă speriați, este absolut normal să aveți o anumită dimensiune, punctaj mai mare, pentru că v-ați concentrat mai mult pe o anumită dimensiune în alte zone. Poate nu a fost necesar, în funcție de nivelul companiei, să implementați anumite proiecte, softuri, hardware-uri în compania dumneavoastră. Puteți share-ui cu colegii dumneavoastră și compara, găsiți o medie și puteți compara nivelul, gradul de maturitate digitale din perspectiva angajaților și a colegilor din compania dumneavoastră, că s-ar putea să fie perspective complet diferite. Aveți aici un buton de invite contributors. Aici sunt câteva exemple legate de submetricile de care v-am povestit. Aveți în detaliu toate întrebările, să le citiți, vă rog, cu atenție, pentru că pot părea aceleași întrebări, dar urmăresc aspecte diferite. Aici găsiți tool-ul pe care puteți să-l completați gratuit online. Mulțumesc frumos, Georgiana. Am o întrebare apropo de digitalizare, pentru că tot vorbim. Care este nivelul de digitalizare în România? Unde suntem noi față de Uniunea Europeană? Unde ar trebui să fim? Ce ne lipsește ca să ajungem la nivelul la care ar trebui să fim? Da, am citit de curând două studii complet diferite, din două perspective diferite, și pe scurt vă povestesc. Ambele studii au fost făcute de Comisia Europeană în 2020. Unul se numește Indicele Economiei și Societății Digitale DESI și, surpriză, România se află pe locul 26 din 28 în Uniunea Europeană, din 28 de state europene la nivelul de digitalizare legat de țară. Sunt mai mulți parametri urmăriți: conectivitate, grad de cunoștințe digitale a resurselor umane, utilizare servicii internet și mai ales integrarea tehnologiei digitale. Vestea bună, după cum știm cu toții, este că stăm foarte bine la conectivitate. Avem aproape cel mai bun internet din Europa. Dar stăm foarte prost la integrarea tehnologiei digitale, la nivelul de cunoștințe digitale a resurselor umane din companiile noastre. Un alt aspect extrem de interesant este că suntem pe locul 5 în Europa din punct de vedere competențe IT, adică studenți care termină facultatea de IT și care lucrează în România. Mai puțin îmbucurător este că acești IT-iști lucrează pentru companii din Europa și din Statele Unite și implementează proiecte pentru alte țări. Dacă am avea suficientă cerere și putere de absorpție, am putea folosi aceste talente pentru România și pentru companiile noastre, să implementeze acești IT-iști proiecte pentru companiile și pentru țara noastră. Iar unde putem face noi o schimbare, cei de aici, cu ajutorul fondurilor europene și nu numai, sunt dimensiunile de creștere a gradului de digitalizare în cadrul resurselor umane și integrarea tehnologiei digitale, pentru că la nivelul de utilizare a serviciilor de internet, aici noi nu putem contribui, legislație, guvern, companii mari, putem doar să ne folosim de asta, dar putem face o schimbare în alte dimensiuni. Iar de celălalt studiu, tot de Comisia Europeană, se numește ACATEC Study și a fost făcut pentru industria de manufacturing, pentru industria de producție. Măsoară o scală de la 1 la 6, iar România, din păcate, nu prea trece de nivelul 1. Unele companii foarte mari, pe care noi le considerăm în România digitalizate, aproape se apropie de nivelul 2 față de Europa Centrală, Europa de Vest, unde sunt companii antreprenoriale, IMM-uri. Nu vorbesc doar de corporații care ajung la nivelul 4, 5, 6 cu ușurință.
Mulțumesc, Georgiana. Îngrijorător, în același timp, e clar că avem multe lucruri de făcut și o să discutăm în secțiunea de Q&A ce anume avem de făcut. Adică e o întrebare pe care o să vreau să o pun tuturor, este ce anume avem de făcut ca să începem să ne digitalizăm. Dar înainte de a trece la Dumitru, aș avea o întrebare pentru Radu, pentru că avem deja niște întrebări în secțiunea de Q&A. Și una din discuțiile din secțiunea de Q&A este vis-a-vis de fondurile de listare la bursă. Avem un PNRR undeva la 35 de milioane de euro pentru listarea la Bursa de Valori din București. Dar o companie poate accesa maxim 200.000 de euro sau 25.000 de euro pentru aer. Radu, este suficient? Mai trebuie să mai facem ceva? Cum vezi acest suport pe care îl dă PNRR-ul? În primul rând, revin la cifrele la care ne uitam mai devreme. Adică noi vedem deja companii că vin către bursă, că se finanțează și își acoperă costurile acestea. Adică e până la urmă un element în plus, un factor de sprijin pentru un trend care e deja evident. Adică nu ne așteptăm că banii aceștia or să fie motivația pentru care o companie va accesa piața de capital. Nu, o companie va accesa piața de capital pentru că a realizat niște lucruri. Pe de o parte are nevoie de finanțare, pe de altă parte vede că piața este o platformă, bursa este o platformă prin care poate comunica mai bine cu piața, cu clienții, poate poziționa mai bine ca și jucător local. Deci componenta aceasta de finanțare va fi un factor care va simplifica procesul din punct de vedere al costurilor, dar nu aceasta va fi triggerul pentru interesul unei companii către listarea la bursă. Mulțumesc frumos, Radu, pentru clarificare. Aș vrea să facem trecerea mai departe către digitalizare și vorbeam despre Georgiana, ne-a arătat un tool pe care vi-l recomand să-l accesați și să vedeți unde sunteți în stadiul de digitalizare a companiei. Dar aș merge mai departe la Dumitru și aș vrea să discutăm puțin despre digitalizare. Care sunt factorii care sunt, haide să spun așa, facilitează digitalizarea sau blochează digitalizarea în cadrul companiei? Dumitru, dacă ne auzi? Da, mulțumesc foarte mult, Marius. Să spunesc de la concluziile unui studiu făcut de McKinsey. Este un studiu foarte bun. Sper ca să... Acum se vede pe ecran. Da? Da, da. Foarte multe concluzii legate de schimbările de strategie generate de această perioadă de... Și am să prezint numai două dintre concluziile acestui studiu. Prima concluzie este legată de ce așteaptă companiile de la această transformare. Și vedeți în acest slide că așteptările companiilor mari sunt total diferite față de așteptărilor companiilor medii și mici. Adică dacă în cazul companiilor mari discutăm de în principal de tehnologie folosită ca element de a mă diferenția față de competitor și mult mai puțin ca un instrument care să mă ajute să mă mențin pe piață sau să pot să mențin oferta curentă a companiei. În cazul companiilor mai mici, sigur că 50% dintre ele vor să folosească tehnologia ca un element care să le ajute să-și diversifice oferta și să se diferențieze față de oferta competitorilor, ci mult mai multe, deci aproape 30% vor ca să folosească această tehnologie ca să se mențină pe piață, să le ajute să rămână competitive. A doua concluzie a acestui studiu este una foarte importantă, aceea că această transformare digitală este un efort de echipă. Este un efort în care să implicăm aproape toate departamentele din companie. Sigur că dacă discutăm la nivelul managementului, sunt anumiți manageri care vor acționa ca inițiatorii ei, alții se vor rezuma la doar a susține și doar a participa.
În schimb, vom avea și oameni în cadrul companiilor care se vor împotrivi acestei transformări. Da? Știm toții că managementul schimbării este unul dintre, să spunem, tarele dificile a lui CEO. Da? Deci trebuie să convingem toți, toți managerii de departamente din cadrul companiilor că este necesar și este. Dumitru, te auzim puțin, scuză-mă că intervin. Dumitru, mă auzi? Te auzim puțin cumva cu întreruperi, dacă poți să verifici ce se întâmplă. Între timp doar să punctez un lucru pe care mi se pare că este esențial și pe care l-am întâlnit și eu în firmele cu care am lucrat pe procese de transformare digitală. În general, partea asta de change management nu este prevăzută în proces. Adică dacă top managementul ia decizia transformării digitale, puțin nu se uită la ceea ce se întâmplă în companie, la toate nivelele, la toate departamentele. Și aici este ceva ce aș vrea să discutăm la sfârșit, cum pot să aduc și compania alături de mine în procesul de transformare digitală. Pentru că cumva vedem o rupere între top managementul și gândirea strategică și ceea ce se întâmplă la nivelul companiei. Și aici Georgiana și Dumitru au punctat câteva chestii foarte bune. Nivelul de pregătire, nivelul de înțelegere al fenomenului, nivelul de înțelegere de unde vrem să ajungem sau de ce vrem să ajungem acolo sau care sunt pașii de a ajunge acolo. Te rog, Dumitru, dacă putem să reluăm prezentarea, am pus-o eu pe ecran. Da, am să trec mai departe la concluziile unui alt studiu făcut de Microsoft, de prietenii noștri de la Microsoft, privind cum văd companiile acest proces de transformare digitală. Și după cum vedeți pe ecran acum, 94% dintre ei cred că inteligența artificială va juca un rol strategic în această transformare. 70% consideră că acest proces este esențial pentru evoluția companiilor lor. 82% se așteaptă ca acest proces să genereze creșteri. Și 25% dintre ei se așteaptă ca tehnologia să îi ajute să devină unii dintre principalii jucători în domeniul lor de activitate. Dacă discutăm de ceea ce se așteaptă, rezultatele obținute în urma acestei transformări digitale, 82% dintre ei văd acest proces ca o posibilitate de creștere. 58% consideră că digitalizarea le îi va ajuta să schimbe modelul de business, să devină mai buni și să ofere clienților lor produse mai performante, inovative. Deja 60% dintre companii au o strategie pe termen lung privind transformarea digitală. Am să continui cu câteva beneficii. Sigur că ele nu sunt toate. Această transformare poate fi extrem de benefică pentru fiecare companie în parte. Aș vrea să amintesc numai câteva și putem discuta aici de reduceri de costuri. Amintai tu, Marius, mai devreme de roboții care prelucrează facturi. 90% din facturile pe care o firmă le primește pot fi procesate cu ajutorul acestor roboței, iar un roboțel face munca aproximativ 20 de oameni. Deci discutăm de niște reduceri de costuri semnificative, discutăm de creștere de productivitate. Sigur că discutăm de business agility, adică posibilitatea ca firmele să schimbe foarte repede, să vină cu produse noi pe piață și discutam împreună despre transformarea pe care am făcut-o noi pentru activitatea de evenimente, reușind să ne adaptăm foarte repede la organizarea evenimentelor în online, migrarea acestor evenimente în online. Sigur că acest lucru a fost posibil atât cu ajutorul tehnologiei, dar și cu ajutorul echipei. E foarte important că tehnologia ne ajută să creștem calitatea serviciilor noastre și să oferim clienților noștri o experiență îmbunătățită și produse mai bune.
totodată ne poate ajuta să fim mult mai flexibili, să ne adaptăm produsele și serviciile la cerințele clienților noștri și să răspundem foarte repede acestor cerințe. Și nu în ultimul rând, digitalizarea ne poate ajuta să fim conform cu anumite reglementări și aici aș vrea să amintesc doar GDPR-ul, de exemplu, care e o bătaie de cap pentru noi toți, da? Și o digitalizare, o transformare a acestui proces, o automatizare a lui ne ajută să, pe de o parte, să fim conform, pe de altă parte ne ajută să scutim foarte mult din eforturile umane pe care le investim pentru a reuși să atingem această conformitate. Sigur că acest proces de transformare digitală vine și cu provocări. Nu e ușor. Ne uitam pe slide-ul anterior și vedeam că, în general, departamentele de financiare, departamentele de resurse umane sunt cele care obstrucționează și nu prea sunt de acord cu schimbările generate de transformarea digitală. Și aici aș vrea să o iau puțin în ordine inversă, în sensul că una dintre provocările importante este legată de capabilitățile IT pe care le are compania într-un anumit moment. E foarte important ca cei care se ocupă de această parte din activitatea companiei să înțeleagă foarte bine, să fie pregătiți, da? Pentru că trebuie să luăm cele mai bune decizii, atât în privința tehnologiilor pe care le implementăm, asupra întregului proces, designului și dezvoltării și testării întregului proces, a etapizării dezvoltării, și totodată trebuie să fim foarte atenți asupra alegerii partenerului de tehnologie cu care vom lucra. Da? O altă provocare foarte importantă este legată de adopția internă a acestei transformări digitale. Trebuie să ne asigurăm că toți angajații, toate departamentele, toți cei care pot influența acest proces sunt informați, li s-au comunicat toate beneficiile pe care le au atât, pe care le avem atât ca firmă, cât și pentru departamentul lor și chiar pentru ei la nivel personal. Trebuie să definim foarte clar rolurile și responsabilitățile fiecăruia în derularea acestui proces. Și poate lucrul cel mai important pe care trebuie să-l avem în vedere și care ridică cele mai multe probleme este studierea proceselor din cadrul companiei. Aici cred că stă succesul unei transformări digitale. Trebuie să identificăm, să studiem și să identificăm foarte bine, să mapăm toate procesele interne ale organizației, să identificăm procesele care pot fi optimizate, primele și cele care au cel mai mare impact, să prioritizăm resursele către aceste procese și să identificăm excepțiile. Excepțiile sunt cele care generează cele mai multe pierderi. Excepțiile sunt cele care duc la creșteri de costuri pentru a oferi produsele sau serviciile unui anumit client. Tot aceste excepții sunt cele care generează de cele mai multe ori nemulțumiri și pierderea unor clienți, da? Și ca să aveți o idee a ceea ce poate însemna o studiere atentă a acestor excepții, am să vă dau un exemplu cu care m-am întâlnit cu foarte multă vreme în urmă, când conduceam direcția IT a unei uzine cu 5 fabrici și 7500 de angajați, pentru care am dezvoltat un sistem ERP integrat. Și evident, ca orice sistem ERP, se testează cu datele introduse pe anii din urmă și așa mai departe. Și studiind rezultatele introducerii acelor date, ne-am dat seama că există o anomalie. Toate componentele care intrau în secția finală de asamblare aveau aproximativ aceeași rată de defect inițial.
ceea ce era aproximativ imposibil. Adică nu se poate ca o șaibă sau un conector să aibă aceeași rată de defect inițial ca un tub cinescop, de exemplu, sau un selector pentru televizor. Ne-am dus un pic și am analizat, am introdus ratele standard de defect pe care le aveam acceptate, normativele standard, și ne-am dat seama că în decursul anilor intraseră în secțiile de asamblare finală piese pentru câteva zeci de mii de televizoare care n-au mai ieșit către depozitele finale. O altă excepție pe care am identificat-o atunci era că în anumite secții aveam un consum de manoperă mult mai mare decât cel standard stipulat de fișele de manoperă pentru fiecare. Și tot așa, studiind de unde vin excepțiile, ne-am dat seama că erau niște angajați în plus care erau doar fictivi și ei nu participau, nu, practic nu veneau la proces. Da, deci interesant, deci și asta apropo corelat cu ceea ce spunea Georgiana vis-a-vis de unde suntem în gradul de digitalizare pentru industria de producție. Iată cum niște lucruri poate să iasă la iveală și cum putem să înțelegem cum să optimizăm procesele și să eficientizăm ceea ce facem. Până la urmă devenim mai competitivi pe piețele externe. Aici, apropo, Georgiana, și o să Dumitru, dacă avem o închidere și aș vrea să trecem la secțiunea de Q&A, avem foarte multe întrebări interesante și aș vrea să ajungem și acolo. Da, voiam doar să menționez că există aceste tool-uri, da, de emularea proceselor, de studierea excepțiilor. Și pentru că tu aminteai de UiPath, ei au în suita lor de aplicații una care se numește Explorer și care face tocmai această emularea proceselor din cadrul companiei. Excelent, mulțumesc frumos, Dumitru. O să revenim pentru că sunt câteva teme pe care aș vrea să le atingem. Dar o să încep cu o întrebare către Radu și aici avem din secțiunea de Q&A o întrebare a lui Flavian care spune: se preconizează vreo soluție prin care investitorii mici să poată investi online pe BVB fără intermediarii clasici? Da, o întrebare interesantă. Am citit acum un an un studiu scris de Autoritatea de Supraveghere Elvețiană care explora exact zona aceasta. Adică, ca să înțelegem tot, să vorbim despre același lucru, acum modul în care funcționează piața, adică cu Bursa de Valori București și cu piața în centrul arhitecturii și cu accesul la piață derulându-se prin intermediul brokerilor, rezultă din reglementare. Adică nu întâmplător un client, un investor nu-și deschide contul direct la Bursa de Valori București, ci îl deschide la un broker prin intermediul căruia accesează piața, ci datorită faptului că așa este desenată acum arhitectura pieței, rezultă din reglementare. Uitându-ne înainte, sigur că da, viitorul ne poate aduce schimbări în zona aceasta. Adică în condiții în care piețele se mută tot mai mult în zona digitală, interacțiunea cu investitorii, interacțiunea investitorilor cu piața nu mai depinde de interacțiunea umană, sigur că da, s-ar putea că la un moment dat să ajungem la situația în care un client își deschide cont direct la Bursa de Valori București. Acum, așa cum arată reglementările și în orizontul previzibil, e foarte probabil că lucrurile vor funcționa în continuare așa. Și brokerii, rolul lor este nu doar acela de a da acces la piață, ci este și acela de a analiza companiile listate, de a emite rapoarte de analiză, în urmă de a-i ajuta pe investitor să ia cele mai bune decizii. În urmă, ca și investitor, nu ai tot timpul, nu ești investitor profesional, nu ai tot timpul din lume să ți-l petreci studiind companiile cotate. Depinzi foarte mult și de analizele pe care ți le livrează profesioniști în domeniu. Aici, iarăși, avem și noi de la Bursa de Valori București un program, un proiect pe care îl derulăm acum, prin care finanțăm noi companiile de brokeraj cu care lucrăm, partenerii noștri, pentru a acoperi
mai bine cu rapoarte de analiză companiile listate. Și sunt disponibile rapoarte de analiză foarte bune legate de companiile listate pe site-ul BVB Research Hub. Mulțumesc frumos, mulțumesc de clarificare, Radu. O întrebare tuturor și aici, pentru că și o să plec de la ultima prezentare a lui Dumitru, vorbeam despre transformarea digitală a unei companii. Primul blocaj, am văzut, departamentele financiar, HR, e clar că top managementul își dorește așa ceva, dar are blocaje și în momentul ăla poate să apară rupturi în cadrul companiei, tocmai din modul în care implementează, unii accelerează, alții nu sunt, să spunem așa, de dornici de accelerare și de transformare. Care este viziunea voastră, și aș vrea să trecem pe rând, care este viziunea voastră, ce ar trebui să facă o companie pentru a trece peste acest hop? Ce acum ar trebui să se gândească la o strategie de digitalizare? Georgiana, Dumitru, Roxana, Radu? Pot răspunde eu parțial, cu siguranță avem multe idei fiecare dintre noi. În primul rând, apropo de blocajele de care menționăm cu toți în cadrul companiilor, cred că cel mai important pentru top management este în primul rând să informeze angajații sau middle managementul legat de transformările digitale sau de noua strategie accelerată pentru următorii ani. Pentru că sunt foarte multe persoane cu responsabilități în companie care nu înțeleg exact de ce managerul a luat o anumită decizie, care este gândirea din spate și nu înțeleg ce se întâmplă. Ăsta este primul blocaj al oamenilor din companiile noastre, în momentul în care nu înțeleg de ce a fost luată decizia, ce se întâmplă, atunci automat intervine reticența de a implementa acest lucru. Mulțumesc, da, Dumitru. Sunt de acord cu Georgiana. E clar că toți cei care sunt implicați în acest proces, care pot fi beneficiarii, dar și cei care sunt, a căror muncă este influențată de transformarea digitală, trebuie să știe din vreme de ce facem acest lucru, care sunt beneficiile pentru companie, pentru departamentul lor, dar și pentru ei la nivel personal. Pentru că pot fi beneficii și la nivel personal. Pot fi scutiți de foarte multă muncă repetitivă, fără rost, și pot trece să facă niște lucruri mult mai interesante. Sigur că apare celălalt aspect. Foarte multor angajați le e frică de această schimbare. Da, ok, o să fac altceva, o să fie mai interesant, dar sunt oare pregătit pentru acest lucru? O să fac față, nu o să-mi pierd slujba pentru că nu o să dau randament? Și atunci toate lucrurile astea trebuie pregătite, toate lucrurile astea trebuie comunicate din vreme, trebuie să implementăm și un program de traininguri dacă acestea sunt necesare și așa mai departe. Vis-a-vis de concluziile studiului lui McKinsey, există o particularitate pentru România. Între cei care de obicei obstrucționează în multe companii, i-am putea include și pe cei de la IT. Pentru că foarte multe companii au departamente de IT reduse, cu foarte puțini oameni, și de obicei acești oameni trebuie să rezolve tot în cadrul unei companii, de la conectarea calculatoarelor la rețea, cu instalarea softurilor, cu trainingul angajaților cum să facă, să folosească aplicațiile și așa mai departe. Și atunci acești oameni sunt cumva excedați și de multe ori nici nu au pregătirea necesară ca să dea un răspuns asupra oportunității transformărilor digitale în cadrul companiei și mai ales a soluțiilor care pot fi aplicate. Mulțumesc frumos! O întrebare aici, și pentru că vine o perioadă cumva, trăim o perioadă în care lumea se întoarce din nou la birou, da? Trăim o perioadă în care lumea a trecut prin niște schimbări destul de bruște. Cum facem această acomodare de trecere înapoi la birou? Cum anume putem să reintegrăm oamenii în procesul acesta? Dacă aveți câteva idei sau lucruri de menționat aici.
Georgiana, te rog. Reintegrarea totală la birou, din punctul nostru de vedere și cred că în industria în care activăm, în IT, în mare, în digital, corporații, va fi imposibil să fie 100%. Cel mai probabil, toate studiile citite la nivel internațional, majoritatea companiilor implementează deja un sistem hibrid cu posibilitatea de a lucra și de acasă și de a deveni, și de a reveni la birou fără un program clar fix anunțat înainte. Lucru cu care încă noi, companiile și managementul, ne reobișnuim sau ne obișnuim cu aspectul ăsta, pentru că, ok, a fost un an de pandemie, nu am putut lucra la birou, a funcționat foarte bine și în online, dar considerăm că reîntoarcerea la birou este necesară și ca procent mai mare ar trebui să fie la birou, să ne reintegrăm, să ne cunoaștem colegii noi, să urmăm procesele și procedurile pe care le-am sărit anul trecut în online, pentru că, evident, în unele cazuri a scăzut și calitatea, pentru că s-au făcut anumite shortcut-uri, dar cel mai probabil, cum am spus la început, va fi un sistem subit în majoritatea companiilor și o flexibilitate mai mare decât am avut-o cu toții în anii anteriori. Mulțumesc, frumos, Georgiana. Te rog, Dumitru. Scuze-mă, Marius. Te rog. E clar că acest lucru hibrid prezintă avantaje atât pentru angajați cât și pentru companii. Și aici o să vă dau exemplu nostru, că am reușit să angajăm, să aducem în echipa de la call center oameni care lucrează de acasă din alte localități decât din București. Deci e o oportunitate pentru noi în zona asta. Pe de altă parte, ceea ce vedem acum din partea clienților noștri este o încercare de a reface coeziunea echipelor. Chiar dacă lucrează în mod hibrid sau lucrează majoritatea de acasă, companiile își pun acum problema readucerii echipelor la oaltă și sunt foarte multe firme care organizează în perioada următoare sau am primit solicitări pentru perioada următoare de a organiza team building-uri, de a aduce din nou împreună, de a învăța din nou să comunice, de a crea acele legături atât de necesare pentru ca echipa să funcționeze. Și sigur că aici, după cum știi, suntem pregătiți, avem soluții, da, avem parteneri, inclusiv Școala de Pasiuni, da, care ne pot ajuta să organizăm niște evenimente deosebite și eficiente totodată pentru partenerii noștri. Mulțumesc frumos! Ce aș vrea, sunt multe întrebări foarte specifice și aici ce aș dori este, aveți datele de contact, o să le aveți mai ales către Roxana, sunt foarte multe întrebări, sunt foarte specifice. Datele de contact o să le aveți în prezentarea pe care o să o găsiți pe site, aveți toate datele de contact și puteți să începeți discuția și să accesați pe e-mail echipa Roxanei și să începeți comunicarea de acolo pentru proiectele pe care le aveți în vedere. O să vreau să facem, pentru că ne apropiem de final, o să vreau să trecem pe la fiecare și să avem un cuvânt de închidere, o idee cu care să rămână cei care au participat la acest eveniment, un go-do, un call to action, dacă vreți. Cu ce ar trebui să rămână cineva care a participat la acest eveniment astăzi? Ce ar trebui să facă începând de mâine ca să facă un pas către digitalizare, ca să facă un pas către capitalizare? Și ca să facă un pas, nu neapărat ca să de mâine să se listeze la bursă, dar măcar să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă. Am pus o întrebare pe poluri vis-a-vis de listarea la bursă și vis-a-vis de înscrierea în programul Made in Romania. 60% au spus că nu știu încă dacă s-ar înscrie în acest program, ceea ce îmi spune puțin și de partea asta de awareness, de conștientizare, de a înțelege mult mai bine beneficiile, de a înțelege mult mai bine avantajele pe care le au din lucrul acesta. Și mi-e clar că evenimentul ăsta face parte un pas, un proces de conștientizare a firmelor de avantajele pe care le pot obține dacă fac parte din asemenea programe. Cu ce ar trebui să rămână, Radu, cei care au participat la acest eveniment? Câteva cuvinte, te rog frumos.
Pe scurt, m-aș întoarce la începutul prezentării. Trăim într-un context în care accesul companiilor la finanțare este mult mai simplu la noi în România decât era în urmă cu 5 ani, în urmă cu 10 ani. Trăim într-un context în care capitalul este mult mai ușor disponibil. Avem platformele necesare pentru a ne finanța afacerile și pentru a le crește, pentru a le transforma în campion local, pentru a le transforma în campion regional. Haideți să le folosim împreună mai bine. Și m-ar bucura tare mult, Marius, dacă mi-ai da rezultatele sondajului. Că, într-adevăr, spune foarte mult. Dacă 60% din cei care răspund spun că nu știu dacă într-un proiect care nu implică niciun fel de efort, niciun fel de costuri și în cel mai rău caz îți generează un efect zero, adică nu are cum să-ți strice, înseamnă că e într-adevăr sunt multe lucruri de făcut din punct de vedere awareness. Așa este, așa este și cred că încă o dată genul ăsta de comunicări ajută și ajută oamenii să înțeleagă aspectele pozitive care li se pot întâmpla. Iar exemplele pe care ni le-ai dat în prezentare vis-a-vis de companii mari de succes care fac parte din acest program, își doresc să facă parte din acest program și capătă vizibilitate și mai mare din punctul ăsta de vedere, e nu altceva decât o confirmare a faptului că programul are succes și creează rezultate. Da, mulțumesc, Radu. Scuză-mă, Marius, aș vrea să fac o completare pentru că ai menționat acest sondaj și probabil participanții au intrat și au mai pus câteva opțiuni. Procentajele s-au schimbat și se văd. Bună pentru Radu, în sensul că doar 50% acum nu știu dacă vor participa. Dar avem un procentaj de 44% care spun că da, vreau să particip în programul Made in Romania. Și asta e vestea bună pe care vreau să dau lui Radu ca o scurtă completare. Mulțumesc! Mulțumesc frumos și e important, Radu, de văzut faptul că în timp ce discutam, în timp ce tu vorbeai, oamenii au intrat și au reevaluat opțiunea lor și asta este un lucru foarte bun. Adică arată conștientizarea beneficiilor și a lucrurilor pozitive care se pot întâmpla. O să rog pe Georgiana să ne zică o idee de final. Cu ce ar trebui să rămână audiența din discuția de astăzi? Sigur că da. În primul rând, după ce analizează gradul de digitalizare, să prioritizeze și să folosească toate oportunitățile posibile prezentate de Roxana, pentru că sunt de mare ajutor pentru companiile noastre și, practic, ăsta este momentul în care nu mai merge așa, nu mai putem sta. Companiile se vor digitaliza din ce în ce mai mult, Europa se digitalizează din ce în ce mai mult și noi, ca și companii, dacă rămânem la același nivel, ne va fi foarte greu să supraviețuim. Mulțumesc frumos, Georgiana. Roxana, un cuvânt, un gând? Păi aș transmite tuturor să se țină de obiectiv în fiecare zi, să-și facă întâlniri zilnice, să-și țină întâlnirile trimețiale, să se țină de obiectiv. Și dacă te ții de obiectiv și de ce ți-ai propus, eu cred că te duci și faci și digitalizare și faci și... Dar haideți să ne setăm niște obiective și să le ducem în zona respectivă prin... Așa cum a zis și Georgiana, prin digitalizare e foarte important, deci nu se mai poate fără training, API-ul și așa mai departe. Și sigur, finanțări, fie BBB, fie cursă, fiecare trebuie să-și analizeze ce își dorește și ce îi se potrivește. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Dumitru, un gând de final cu ce ar trebui să rămână audiența de astăzi? Această transformare tehnologică, această transformare este necesară, după cum ați văzut, chiar și în rândul companiilor mai mici, 50% consideră că ea este esențială pentru a putea continua să fie relevanți în activitatea lor și chiar de a oferi servicii mai bune. Aveți mare grijă cum o abordați, nu e ceva de speriat, stabiliți-vă o strategie pe termen lung. Alegeți-vă cu atenție partenerii și instruiți-vă cu foarte multă grijă angajații și manageri. Iar ca un update,
vis-a-vis de rezultatele sondajului, acum avem o egalitate între cei care nu știu și cei care vor să se înscrie. 48% dintre participanți au răspuns la unul sau celălalt dintre răspunsuri. Invitația noastră este către companii, este să se înscrie, pentru că este important să participe în aceste platforme, în aceste comunități din care au numai de câștigat, fie și accesând programele de finanțare sau accesând experiența celorlalți care au afaceri de succes. Și nu uitați să folosiți, în cazul în care resursele nu vă permit să vă dezvoltați programe foarte elaborate de comunicare, să folosiți resursele platformelor online pe care le puteți accesa. Cele mai multe dintre aceste platforme online au modele freemium, adică cea mai mare parte a serviciilor sunt disponibile la nivel gratuit, iar doar cele premium se plătesc. Mulțumesc frumos, Dumitru. Ca să fac o sinteză a ceea ce am discutat, cred că s-a punctat foarte bine că e bine să vă uitați la o strategie undeva între 3 și 5 ani de zile a companiei. E bine să vă puneți foarte clare obiectivele anuale și să știți care sunt pașii sau care sunt uneltele, ustensilele de a ajunge și de a implementa această strategie. Nu în ultimul rând, luați în calcul că atunci când aveți de nevoie de creșteri rapide, apelați la resurse externe, vă pot ajuta să aducă know-how în firmă și vă pot ajuta să implementați niște procese noi mult mai rapid, iar după aceea să puteți să deveniți mai productivi, mai eficienți, iar prin acestea să puteți să faceți pasul către noua eră, cea digitală. Mulțumesc mult tuturor, mulțumesc că ați fost alături de noi, mulțumesc mult panelului acestuia, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc în continuare o zi excelentă. Numai bine! Mulțumim!